Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor și a facilita comunicarea între instituția prefectului și aceștia, prefectul Mihai Mohaci a decis organizarea de întâlniri cu cetățenii județului Brașov în comunitățile acestora. Astfel, astăzi prefectul a avut întrunire cu locuitorii din țara Făgărașului la sediul primăriei din Făgăraș, unde timp de 6 ore i-a primit și ascultat pe cetățeni și a încercat să găsească soluții pentru problemele acestora. Așa cum am spus de anul trecut, am dorit ca o zi pe lună să mutăm, ca să spun așa, instituția prefectului la Făgăraș, întrucât distanța, chiar dacă nu este foarte mare, dar am dorit să venim noi în sprijinul cetățenilor, să fim alături de ei, pentru a scurta atât problemele, a scurta timpii de a afla anumite informații, anumite probleme cu care se confruntă, în ideea că poate se deplasează mai greu până la Brașov. Făgărășenii au fost încântați de inițiativa prefectului de a veni în Făgăraș pentru a le asculta problemele, deoarece astfel ei au fost scutiți de un drum la Brașov. Oamenii au ajuns la primărie la prima oră cu diferite documente care dovedesc problemele pe care le-au întâmpinat pentru a se putea sfătui cu prefectul și pentru a găsi o rezolvare. Am cu niște pământ. Am 31 de ani de pământ și mirodat așa, cum să vă spun eu, între șanț și asfalt, drumul de național. Și este de la când au făcut drumul, asfaltul, l-a lărgit. Și mi-a luat din el foarte mult, pe 13-14 are, 31 de are. Și nu m-a desfăcut cu nimic, nici era și 2-3 metri numai, de lungime de aproape 1000 de metri. De bine, când am citit în ziar că vine aici, m-am bucurat foarte mult. Să zic, poate mă ajută cu ceva, să vedem. Așa cred. Așteptăm audiența la domnul prefect, întrucât sunt într-o situație cam încurcată. Ecotermul ne taxează și noi suntem demarșați din anul 2000. Și pentru a să lămurim treburile. E prima întâlnire pe care o aveți cu prefectul? Prima întâlnire cu domnul prefect. Și e bine că vine aici, nu? Suntem foarte mulțumiți și acum din ce rezultate va fi după treaba asta. Poate ne ajută să nu mai plătim. Tot pentru Ecoterm. Eu sunt debranșată din 2000. Nu avem țep, nu nimic, nu mai beneficiem cu nimic, așa cum ne-a venit hârtică, ne dă în judecată ca să plătim. În urmă cu 4 ani. Pentru ce să plătim? E bine că vine prefectul aici, nu mai sunteți scutită de un drum spre Brașov. Da. Sperăm să rezolve ceva. Speranța moare ultima. Această întrunire nu a fost prima și nu va fi nici ultima, deoarece prefectul dorește să vină la noi în oraș cel puțin o dată pe lună, pentru a veni în ajutorul cetățenilor care, din diferite motive, nu se pot deplasa la Brașov. Echipa prefectului este formată din servicii de specialitate, iar această echipă este posibil să se dezvolte în funcție de problemele oamenilor care participă la întruniri. Nu este prima dată și de acum în fiecare lună, o zi, vom fi prezenți aici ca instituția prefectului împreună cu serviciile de specialitate, cu serviciul juridic, cu celelalte servicii deconcentrate. Avem și numere de ordine în cazul în care sunt probleme să le discutăm. Au probleme de fond funciar, fond forestier, probleme de legalitate. De aceea am și venit cu toată echipa și dacă este necesar și vedem că lumea este interesată și vin cu diverse probleme, sigur că și echipa poate să crească în funcție de solicitările pe care le are fiecare cetățean. La întrunirea care a avut loc în cursul zilei de astăzi la Făgăraș, oamenii au intrat la prefect pe bază de bonuri de ordine pentru a nu se crea inconveniente pe durata așteptării și au participat toți locuitorii din țara Făgărașului care au întâmpinat diverse probleme de natură juridică, administrativă sau socială.